Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi simulăm cariera lui Alexandru Musi, după cum ați văzut și în titlu. Așa că haideți să vedem ce putem să facem. O să fie o simulare destul de interesantă. Vedem cum Musi, un jucător român de 18 ani, ajunge la nivelul lui Ronaldo, la nivelul lui Messi. Aceasta este obiectivul nostru, să ajungă cât mai sus. Vom începe desigur în primul sezon de la Petrolul, însă pe parcurs o să ne transferăm la alte echipe. El este în loan la Petrolul, din cât am văzut. El este de obicei la Steaua. Nu uita asta, că place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul ăla, să strângem cât mai multe like-uri, să popați cască n-ați scris deja și să activați clopoțelul pentru a multe notificări. Ei bine, Musi este la Petrolul, noi vrem să ajungă un star, însă ca să facem chestia asta avem nevoie de niște obiective. Ei bine, și obiectivele sunt în felul următor. Musi trebuie să câștige măcar 2 sau 3 baloane de aur, adică eu aș pune la 3, așa că o să hai să punem 3 baloane de aur. El trebuie să înscrie 300 de goluri, trebuie să livreze măcar 100 de asisturi și în colecția lui să existe destul de multe trofee, să avem acolo undeva la 20 de trofee, adică în total trebuie să avem 20 de trofee. Orice trofeu contează. Și ca de obicei trebuie să avem și Champions League-uri de câștigat, așa că o să punem tot la fel 3 Champions League de câștigat. E bine, echipa lui Petrolul este destul de interesantă, destul de bună echipa pentru Superliga, însă Musi văd că se descurcă bine aici, văd că este în primul 11. După cum văd, n-are competiție cu nimeni afară de Hanka, văd că ar fi singurul competitor acolo. Restul nu sunt bun, Cojocaru nu e bun, Constantinescu văd că este la fel de slăbuț, Rădulescu la fel. Aici Musi o să joace destul de bine, îi joacă și pe left wing, însă aici este grozav, care este mult mai bun decât Musi, așa că singura problemă ar fi doar de Hanka. E bine, înainte să începem, haide să-i băgăm și un development plan destul de bun. Avem aici pe Musi, care da, este la FCSB, doar că acum este la Petrolul. Noi am păstrat potențialul lui din joc ca să nu influențăm cu nimic, efectiv o să încercăm să-l creștem și o să încercăm să-i dăm development planul respectiv ăla care trebuie, dar nu i-am influențat deloc, are 78 potențial, nu i-am influențat deloc. Eu cred că pentru primul sezon ar fi foarte bun un suport sau invert, avea că pe suport crește cel mai rapid. O să-i dăm un suport și pe viitor să-i dăm un inverted winger pentru shooting-ul ăla. E bine, noi simulăm 10 sezoane, așa că haideți să trecem la primul sezon simulat. O să simulăm noi rapid aici, să vedem ce reușim să facem. E bine, am terminat de simulat și vedem că Musi a ajuns până la overall de 65. Destul de bine, a crescut plus 4 în acest sezon. Hai să vedem tot ce am făcut. Noi suntem pe locul 5 la Championship. Ok, locul 5 este ok, măcar ne-am calificat la cea la Championship round. Însă, na, FCSB pe 3, mă mir, ok. Și ce am câștigat? Cred că, na, nu prea înțeleg aici cam cum funcționează. Na, cred că rapid. Haideți să vedem ce a făcut Musi în acest sezon, acest prim sezon. Haideți să vedem dacă este pe aici, nu este pe aici. Ok, este de fapt 8 goluri. Musi reușește din 300 de goluri trebuie să dea el, reușește acolo 8 goluri, a jucat 33 de meciuri, adică majoritatea meciurilor. Chiar dacă a jucat Hanka, se pare că și Musi a prins foarte multe meciuri, 33, foarte bine pentru el, și 2 asisturi de asemenea. El după acest loan se va duce înapoi la FCSB, așa că și noi va trebui să ne ducem la FCSB. Ok, am intrat aici în al doilea sezon și se pare că Musi a crescut până la 68 overall. Ok, a crescut plus 3 în această perioadă, cât timp am mutat eu, însă se pare că o să fie titular la noi, la FCSB aici, unde echipa este destul de bună. Florinel Coman, băluță. Iar după cum văd, se pare că nu are competiție, în afară de Miculescu, dar nu are competiție. Tavio Popescu, care nu joacă pe dreapta, și nici Coman nu joacă pe dreapta. Înseamnă că Musi o să fie singur care o să joace pe dreapta. Hai să vedem, o să-l păstrez și sezonul ăsta la cei de la FCSB, dar sezonul viitor s-ar putea să-l transferăm în caz că mai crește acolo la overall. Momentan el valorează 2.600.000 de euro. Este destul de bine pentru un puș de 19 ani, însă eu cred că sezonul viitor o să valoreze clar mai mult și o să transfer la altă echipă. Ei bine, sezonul ăsta, haideți să vedem ce development plan îi punem. Eu mă gândesc să-i pun tot așa un inverted winger, așa că haideți să-i punem acesta. Nu sunt sigur dacă joacă într-o competiție europeană cei de la FCSB, însă ei au șansa să câștige Superliga, deci el ar putea fi primul nostru trofeu. Ei bine, haideți să simulăm și acest an și să vedem ce reușește FCSB să facă. Ei bine, se pare că reușim să câștigăm aici Superliga. Avem primul trofeu câștigat, 1 din 20. Reușim să câștigăm cu 56 de puncte la Championship Round. Aici reușim cu 68 de puncte. Foarte, foarte bine. Cupa Națională, se pare că am câștigat și Cupa Națională, 3-2. Meciul contra Sepsi aparent a fost finala. Am reușit să câștigăm 2 trofee în acest sezon. Foarte, foarte bine. E bine, haideți să vedem și jucătorul nostru Musi ce a reușit să facă. Ok, este 70 overall. Un mic boost acolo la început. Însă de ce este very unhappy? Și, oh wow, oh wow, niciun meci n-a prins
Wow, nu pot să cred. 0-0-0. Ok, nu știu ce s-a întâmplat. Habar ce s-a întâmplat, dar n-a jucat absolut deloc Musi. Clar pleacă de la FCSB. E bine, nu i-a plăcut deloc lui Musi la FCSB, i-a plăcut totuși la Petrolul, însă noi vom intra în sezonul cu numărul 3 și acolo o să-l transferăm la altă echipă. Bine, l-am pus pe Musi pe transfer list și hai să vedem ce oferte primim pentru el. Suntem în sezonul a treia, deci ar trebui să plecăm și noi din Superliga. Primim ofertă de la... Ok, habar n-am de unde e echipa asta, însă, da, nu e echipa pe care o cunosc și chiar nu știu de ce. Cred că e din Germania. Da, e din Germania, da, ok, din Bundesliga ba chiar, dar nu. Deci, hai să mai așteptăm o ofertă să interesantă. Ok, mai primim ofertă, hai să vedem. Oh, primim ofertă din La Liga, ok, ok, Elche, este altceva, este echipă din La Liga, cele bună, cred eu, deci, bă, cred că ar fi bine să mergem în La Liga, zic eu. Mă, La Liga este o ligă destul de competitivă, după aia putem să mergem la echipă mai mare, deci, hai să mergem în La Liga. Acceptăm oferta de la Elche. Însă mai primim ofertă tot din Germania, dacă nu mă înșel, da, însă, da, sincer, asta nu prea îmi place. O să mergem tot la Elche. E bine, Musi se duce la Elche, așa că și noi o să mergem alături de el ca să vedem ce va reuși să facă în continuare în cariera lui. E bine, semnăm aici cu Elche. Hai să vedem. În continuare suntem alături de Musi să vedem ce va face în sezonul 3. E bine, hai să vedem unde este Musi pus. Ok, overall-ul mare de data asta dăm de 70-80 ba chiar. Însă unde este Musi? Ok, Musi este aici pe bancă, overall 70 în continuare. Nu știu dacă o să reușească, va trebui să se descurce destul de bine, însă el este right winger. Această echipă joacă cu right mid. Bine, hai să schimbăm formația și să băgăm un 4-3-3 atac, eu zic că se potrivește. Da, se potrivește foarte bine. O să băgăm pe acest jucător pe stânga, iar aici o să băgăm pe Musi al nostru. E bine, hai să-i punem și un development plan lui Musi pentru a juca cât mai bine. Este un an transfer, dar nu vreau să convie chestia asta. E bine, l-am făcut acele 3 ani repede transfer ca să nu fie ce știi ce. Development plan, haide să vedem aici ce-i dăm. Are pace destul de mare, 83-85 pace cu 72 dribbling, însă la shooting încă scârție. Da, însă se vede că sezonul anterior l-a dat foarte mult peste cap. Bine, o să băgăm un wide playmaker și haide să vedem cum va reuși sezonul acesta să joace. Și dăm start la noul sezon, sezonul cu numărul 3, însă la Elche. Haide să vedem cum va reuși Musi și echipa să joace. E bine, s-a terminat sezonul și Musi ajunge până la 73 overall. Foarte obosit acolo, însă overall destul de bine. După scăderea de la FCSB, a reușit aici să-și revină. A crescut plus 3, este foarte, foarte bine. Haide să vedem totuși unde este echipa noastră, Elche. Ok, pare că suntem în Liga 2. Nu suntem în Liga 2. Ok, nu știam că e în Liga 2. Însă, interesant că poate reuși să provăm. Hai să vedem. Deci, ok, nu suntem... Ok, ok, am intrat la playoff. Locul 5, locul 4, locul 3. Ok, ok, locul 3, ok. Dar nu știu dacă am câștigat. Noi am intrat la playoff, dar n-am intrat la garantat. Deci, poate am reușit. Stai să vedem, că nu știu exact. Cupa de Spana. Hai să vedem că am avut... N-am avut ce șansă. Am fost scoși de Atletico Madrid. Hai să vedem aici promotion. Și reușim aici să promovăm. Ok, reușim să batem pe cei de la Espanyol. Știm aici cu 2-1 și reușim să promovăm în La Liga. Aparent asta era a doua ligă din Spania, dar este interesant că am reușit să o ducem în La Liga. Hai să vedem ce a reușit fotbalistul nostru să facă și... Ok, 20 de goluri, bine o Musi, mă, a spar gheața Musi, mă. Dacă sezonul anterior n-a dat absolut niciun gol, niciun asist, sezonul ăsta este cea mai bun sezon al lui. Avem, în momentul de față, 20 de goluri date, 12, suntem foarte, foarte bine, stăm foarte, foarte bine, asisturile cresc, golurile cresc, meciuri, 49 de meciuri, efectiv n-a avut competiția acolo, de aceea a jucat de mult. E bine, am reușit să câștigăm, așa că avem 3 trofee în momentul de față, pentru că și acesta se pune. Însă o să vedem acum în sezonul cel al 4-lea dacă reușim să facem ceva în La Liga de data asta. Bine, suntem pregătiți, așa că haide să vedem acolo în calendar dacă Elche va reuși să facă ceva împreună cu Musi în acest sezon de La Liga. E bine, s-a terminat sezonul și se pare că Elche este pe locul 14, da. E bine că n-am retrogradat, însă nici bine n-am făcut, dar este ok, eu pot să zic că este ok. Hai să vedem cupa de Spana unde am reușit să ajungem, câștig aici Barcelona, însă ne-am fost scoși foarte, foarte devreme. 2-1 versus Tenerife, wow. Hai să vedem, Musi are 76 overall, ce bine arată acolo. Hai să vedem dacă are făcut și ceva la goluri și Musi, ok. Mai este destul de bine, 14 goluri și 10 asisturi, destul de bine, însă, da, nu ca sezonul trecut, se pare că la Liga a fost puțin cam greu, însă, ușor, ușor, are 22 de ani, are timp să crească destul de mult. E bine, sezonul ăsta Musi n-a reușit prea multe, însă sezonul viitor o să-l transferăm și aici, o să vedem la ce echipă o să se ducă. E bine, intrăm în sezonul cu numărul 5, în sezonul acesta îl vom transfera pe Musi pentru a vedea unde se va duce. L-am pus pe transfer market, hai să vedem dacă reușim acum să găsim, ok, cineva vrea să... Oh, Sheffield United, ok, Sheffield United, echipă din
Premier League. De obicei în Premier League, acum s-ar putea să fie în Championship, dar foarte interesant. Vedem că valorează mult în față, 10 milioane, ok, foarte, foarte bine. Însă eu cred că aici să mai așteptăm, poate că simt cea mai bine decât Sheffield. Nu cred că este foarte mult un upgrade dacă nu joacă Sheffield, mai ales că poate joacă în Championship. Primind o ofertă și una este de la Osasuna, ok, interesant, și una de la Mönchengladbach, ok, este destul de greu. Ok, a scăzut? What? Avea 10 milioane, acum a scăzut. Ok, nu înțeleg ce se petrece aici. Dar prin oferte la echipe destul de bune, însă nu este ce vreau eu. Osasuna totuși are echipă destul de bună, așa mai rămânem și la Liga. Ar fi o idee să merge la Osasuna. Cred că este mai bună decât Elche, însă Mönchengladbach, nu știu ce să zic. Dar cred că o să aleg Osasuna pentru că, na, rămânem la Liga și cred că o să ajute destul de mult, mai ales că deja s-a obișnuit. Ăsta e al treilea sezon, așa că haide să acceptăm oferta de la Osasuna. Bine, și se pare că cei de la Osasuna nu vor până la urmă să traseze, ok. Însă mai primim un transfer de la Celta Vigo, care, să fiu sincer, nu sună rău, însă nu știu dacă vreau să mă trasez la Celta Vigo, totuși. Nu e cine știe ce, dar ar fi o chestie, o schimbare. Însă haide să totuși să mai așteptăm, poate mai primim ceva. Ei bine, asta zic. Ok, Fulham este o echipă care, da, o să acceptăm din prima, clar. Vreau la Fulham. Dar nu înțeleg ce se întâmplă, nu înțeleg, nu acceptă, ok. Prinde de la Lille, ok. Lille, ok, acceptăm pe asta la Lille. Chiar e bună oferta la Lille, dar acum o acceptă sau? Ok, nu acceptă din cauza că, ok, nu știam chestia, adică știam, dar vreau să fiu sigur acum. Nu acceptă din cauza că avem 18 jucători și nu avem voie să mai plece încă una, așa că haideți să transfer repede. Deci ca să știți, în caz că și voi încercați să faceți chestia asta, în caz că echipa n-are destui jucători, efectiv nu o să vă lase, așa că haideți să transferăm un jucător ca să putem să lăsăm pe jucătorul să se plece. E bine, am mai primit o ofertă de la Celtic, însă haideți să vedem poate ce știa aia de la Lille să activează. Este Musi, bine mă, mama sfert, am crezut că nu o să reușim să-l transferăm sezonul acesta, însă pleacă la Lille. Ok, este foarte bine. Pleacă la Lille în Franța. O să vedeți unul interesant, schimbăm liga. E bine, semnăm cu cei de la Lille și continuăm acolo. E bine, ne transferăm până la urmă la Lille, aici unde Musi s-a transferat. Hai să vedem unde este. O echipă destul de bună, da, 20 ori. Avem aici pe Andrew în poartă, Zinchenko, Umtiti. Bă, destul de bună, avem aici pe Andre Gomez, Hoffman aici pe bancă. Și avem aici pe Musi, care o să intre sigur aici right wing. Este singurul, cred că, nu cred că o să facă nimeni cu peiți, în afară de Hoffman, poate pe dreapta, da, este destul de bătrân. Însă acest jucător s-ar putea să-i creeze niște probleme. Are 80 overall, dar s-ar putea să intre locul lui. E bine, am schimbat aici puțin formația ca să poată să intre bine acolo jucătorii. Însă haideți să vedem ce nivelul în plan item lui Musi. Eu cred că, parcă destul de greu va avansa în continuare. Cred că o să-i dat tot la fel un inverted winger, însă lași puțin pe wide. Da, hai să punem pe wide, să vedem ce va reuși să facă. E bine, și în start la sezonul numărul 5 în Franța. E bine, haideți să vedem pe ce loc am reușit să mergem. Este mai puțin de 10, mai puțin de 5. Ok, reușim pe locul 4. Foarte bine acolo, PSG care duce pe locul 1. Însă Lille pe locul 4, destul de ok. Am văzut că câștigăm, nu câștigăm cupa naționale. Pare că se scoși aici în round of 32, wow. E bine, și Musi crește la 80 overall. Un overall foarte, foarte frumos pentru el. A reușit să-și ajungă la 80. A crescut plus 4, haideți să vedem ce stats-uri a avut. Ok, 13 goluri, 4 asisturi. Wow, destul de puțin. Da, sper că nu reuși să treci de pragul ăla, el este destul de greu. Poate cine știe, cu overall-ul ăsta poate primește oferte mai interesante. El valorează în multe față 56 de milioane, wow. E bine, acesta fiind spus, haide să trecem la sezonul numărul 6, pentru că sezonul ăsta n-a fost cinci pentru Musi. E bine, noi pe Musi o să-l punem pe lista de transferuri, pentru că vrem să se ducă la o echipă mai bună, o echipă care o să evolueze destul de bine, o echipă din Premier League aș vrea, pentru că trebuie să începem să înscriem goluri. E bine, primim două oferte de la Praga și de la Fiorentina, că e destul de interesant, însă nu sunt echipe cine știe ce. Aș vrea din Premier League, un premiu sau ceva bun din Germania ar fi ok, sau poate ceva bun din La Liga. Ok, mai primim ofertă de la Borussia Dortmund în Germania, exact de asta avem nevoie. Mergem cu siguranță la Borussia Dortmund. Mai prima ofertă se pare de la Newcastle. Ok, foarte interesant. Însă este un trade. Ok, da, nu știu ce să zic. Bă, deja am acceptat-o, nu?
No, gata, merge la Borussia Dortmund, băieți. Merge la Borussia Dortmund în sezonul 6. E bine, se pare că Alexandru Musi se duce la Borussia Dortmund pe 56 de milioane de euro. Sumă imensă, imensă pentru acest jucător. E bine, și se numește cu Borussia Dortmund. Ne reunim iar cu Musi, însă data asta în Bundesliga. E bine, am ajuns aici în Bundesliga la Borussia Dortmund. Aceasta este echipa lor, echipă foarte, foarte bună. Exact ce vreau să văd, exact. Karim Ademi de 87, Ramos de 87, Konate de 87, Baku de 83, Jota pe dreapta, însă cred că poate cine știe ia fața, Kobel de 90 în poartă, wow, și Banca arată foarte bine. Hai să vedem unde este Musi, ia uite aici pe Musi de 80, îl pune starter. Avem multe concurențe, avem pe Jota aici care s-ar putea să joace right mid sau right winger, însă și pe Cortes. Noi avem încredere în Musi că va reuși acolo să le ia fața la toți și că o să fie el starter. E bine, în sezonul 6 cred că o să-i dăm un development plan diferit. Data asta cred că nu o să mai dăm White, o să-i dăm acolo la inverted winger, pentru că avem nevoie de șuticula să crească neapărat. Trebuie să începem să scriem goluri pentru obiectivele noastre. E bine, haideți să-i dăm drumul la sezonul cu numărul 6 la Dortmund împreună cu Musi. E bine, am simulat destul, haideți să vedem ce reușim să facem. Reușim aici pe locul 5, ok, destul interesant, și am văzut acolo repede, reușim, wow. Am reușit să câștigăm Cupa Germaniei, ok, reușim. Avem, cred că 4 trofee, destul de bine, stăm destul de bine, însă da, la Borussia Dortmund putem să câștigăm trofee, dar din păcate n-am reușit aici să câștigăm. RB Leipzig câștigă, wow, mă mir că nu este Bayern. Hai să vedem, Champions League am fost, nu cred că am fost în Champions League, cred că am fost, oh, ba da, am fost. Și am terminat pe locul 3, wow. Ok, am intrat pe locul 3, asta ne-a dus în Europa League, iar în Europa League nu am reușit să câștigăm. Unde a fost Coș? Ok, ne-a scos Manchester United în quarterfinals. Destul de sebut sezonul, însă hai să vedem Musi cum a crescut. A crescut la 84 overall, foarte, foarte bine. Le-a cam la fața celorlalți jucători, 84 overall pentru el este minunat. Haideți să vedem și la stats-uri, dacă a reușit să o facă, ok, da. Mă așteptam ca Karim Ademi și Ramos să fie destul de bine acolo, însă Musi 11 goluri și a jucat 402 de meciuri și doar 2 asisturi. Am destul de greu, foarte, foarte greu, și suntem în sezonul cu numărul 6. E bine, în sezonul ăsta am reușit să câștigăm doar Cupa Germaniei, însă nu este nicio problemă, pentru că în sezonul viitor poate ne revenim, însă o să rămânem cu siguranță la Borussia Dortmund. E bine, intrăm în sezonul cu numărul 7. Hai să vedem ce reușim să face sezonul acesta. A rămas destul de bine acolo la 84, însă hai să vedem de data asta ce-i dăm. Stă bine pe shooting, stă bine pe sprint speed, 99 sprint speed, wow. Însă shooting-ul ăla, da, tot e mult mereu la shooting-ul ăla, trebuie în continuare crescut. Are de abia 79, însă clar trebuie și acceleration crescut și passing-ul la fel, însă cred că o să lăsăm tot așa un inverted winger, sau de fapt nu, hai să încercăm un wide playmaker, să vedem ce reușim să facem cu wide playmaker, pentru că avem nevoie de acceleration-ul ăla și la passing trebuie să creștem. Îi dăm sim și haideți să vedem ce reușim să facem în sezonul cu numărul 7. E bine, haideți să vedem ce a reușit Musi. Ok, se pare că el este la internațional, însă putem să vedem aici ce a reușit și are 88 overall. Wow, 88 overall. Ok, ok, vreau să văd ce a făcut în prima oară echipa și după aia el. Hai să vedem aici, Hertha este pe ultimul loc. Ok, locul 5 trece în departe, locul 3, ok, locul 2 sau 1. Let's go. Aaaa, ce aproape, Bayern câștigă, mă, du-te, mă, la diferență de un punct, du-te, mă, de aici, mă. Supercupa, am câștigat-o, mă, bine, mă, Supercupa am câștigat-o, reușim aici un trofeu, avem 5 trofei, cred că. Hai să vedem și aici, nu reușim, se pare că RB Leipzig câștigă și aici ne bate pe noi Bayern. Hai să vedem în Europa League, aici terminăm pe locul 1, trecem mai departe și aici îi bate pe cei de la AS Monaco cu 5-0 la general, însă în quarterfinals ne bate Milan. Ok. E bine, acum haideți să vedem ce a reușit Musi să facă în acest sezon. Îi dăm direct aici și reușește, ok, reușește să se mențină 16 goluri și 8 asisturi, ca de obicei Karim Ademi și Ramos scriu golurile cele mai multe, însă foarte aproape acolo Musi, plus 4 în acest sezon, foarte, foarte bine, a crescut imens, imens de mult. În sezonul viitor o să-l transferăm, pentru că este sezonul cu numărul 8, așa că avem nevoie de niște balone de aur, dacă reușim măcar unul să facem rost, nu cred că o să reușim să facem cum am zis noi, dar măcar încercăm. E bine, după cum v-am spus, în acest sezon, sezonul cu numărul 8, o să-l punem pe Musi pe lista de transferuri. Hai să vedem, poate găsim ceva din Premier League, aș vrea un City ceva. Ok, și sper că primim o ofertă de la Real Madrid pentru 200 de milioane de euro. Wow, 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 wow. 200 de milioane de euro pentru Musi. N-am cum. E efectiv imposibil să refuz așa ceva. E imposibil, n-am cum să refuz așa ceva.
clar mergem la Real Madrid. Musa, ai primit ofertă de la Inter Milan, wow. Însă, da, n-am ce căuta la Inter Milan, clar, mă, la Real Madrid. Ok, și se pare că Alexandru Musi se duce de la Borussia Dortmund la Real Madrid, unde cred că o să își încheie cariera. Hai să vedem, este un clar, clar A. E bine, și semnăm cu Real Madrid și mergem înapoi în La Liga. Haideți să vedem cum arată echipa lui Real Madrid. Vini de 94, wow. Simon de 89. Ok, clar avem nevoie de un atacat, însă cred că vreau să schimb formația, clar. Ok, haideți să vedem. Avem pe Vini stânga în atac destul de greu. La Tasha, wow, ce caută jucătorul ăsta aici. Wow, dar nu pare bancă de rezervă. What? Ce se întâmplă cu Real Madrid? Wow, wow, wow. Mi se pare că cred că am intrat într-o echipă a lui Real Madrid care nu mai recunosc nici eu. Ok, efectiv Valverde, Militao, Courtois și Vini. Restul, habar n-am cine sunt. N-avem right back, din câte văd, avem un right back de 34 de ani. Felipe Luis, care are 33 de ani. Harris, care habar n-am cine e. Noi și n-avem striker. Wow, ok. E bine, pentru că aici vom rămâne, aici vrea totuși să transferăm și jucători la Real Madrid, să vedem dacă reușește ceva să facă până la urmă Musi la echipa aceasta. Real Madrid are cu siguranță banii necesari ca să transfere staruri, așa că hai să transferăm și jucători. E bine, l-am transferat pe Ruben Dias aici în defensivă, dar și pe Hakimi în dreapta. Și în atac l-am transferat pe Daniel Cruz, regenul lui Cristiano Ronaldo. L-am căutat pentru că, na, la Real Madrid a jucat el, așa că am zis să-i aducem măcar regenul. Hai să vedem, de data asta îi vom da un plan mai interesant. Hai să vedem dacă reușim să-i dăm ceva de shooting, aș vrea, da, exact, aș vrea ceva de shooting. Însă văd că cel mai rapid crește cu support winger. Da, destul de ciudat, nu știu dacă aș vrea să-i dau așa ceva. Dar, na, pentru că e sezon cu numărul 8, o să-i dăm așa și mai avem destul de mult timp la dispoziție. E bine, haideți să simulăm sezonul cu numărul 8 și să vedem ce reușește să facem cu Real Madrid în La Liga și tot la fel ce reușește Musi să facă. E bine, s-a terminat sezonul și ia uitați-l pe Musi cum a ajuns la 92 overall. Wow, a crescut destul de mult, plus 4 în acest sezon. Însă haideți să vedem ce a făcut Real Madrid. Real Madrid câștigă La Liga, reușim aici 6 trofee să adunăm. Foarte, foarte bine. Mai departe, Copa de Spana, haide să vedem. Nu reușim aici, ne scoate Valencia, wow. Hai să vedem un Super Cup, nu am participat. Încep să zic, se pare că am trat pe locul 1 în grupă. Iar apoi ne-a scos Inter, wow, așa rapid. E bine, măcar avem un trofeu, însă sunt foarte, foarte curios să văd ce a făcut Musi. Hai să vedem, la mea aici pe Musi, care se pare că joining Atletico Madrid? What? What? De unde? De unde până unde? Chestia asta. Wow, ok, trădare. Asta e trădare. Și se pare că am scris 14 goluri și 12 asisturi. Bine pe asisturi, însă pe goluri nu prea. Pare că Vini cu 25 de goluri este golgheta la noi în echipă. Daniel Cruz, la fel, regenul lui Cristiano. Însă Musi nu prea a vrut. Ok, reușim aici să câștigăm La Liga. Nu reușim Cupa de Spană și nici UEFA Champions League. Însă mai avem două sezoane, sezonul cu numărul 9, sezonul următor și sezonul cu numărul 10. Însă, din păcate, nu vom rămâne la Real Madrid și o să mergem la Atletico Madrid, pentru că așa a vrut Musi să facem. Așa că așa o să facem. Sezonul viitor, sezonul cu numărul 9, o să ne transferăm la Atletico Madrid. E bine, Musi a plecat, așa că haide să ne transferăm și noi la Atletico Madrid. E bine, trădarea se face, mergem la Atletico Madrid, unde este Musi. Ok, haideți să vedem unde este Musi, nu este pus în echipă. Însă, ok, formația este ciudată. Haideți să schimbăm formația categoric. Bentancur se pare că îl găsim și aici. Goretzka se pare că este și el. În dreapta îl vom pune aici pe Musi de 92 categoric. E bine, echipa arată foarte bine, însă avem nevoie de un left winger, așa că haideți să transferăm repede un left winger. E bine, l-am mai transferat pe Sancho ca să ne ajute aici la cariera noastră. Păi este destul de bună, nu este la fel de bună ca de la Real Madrid. E bine, data asta hai să punem un divem plan mai interesant. Hai să punem un inverted winger. Vreau la shooting, gata. Vreau la shooting. Avem 99 pace, 92 dribbling, gata. Acum vreau la shooting, vreau să-l văd pe Musi cum marchează foarte, foarte multe goluri. E bine, s-a terminat sezonul, haideți să vedem dacă am reușit să câștigăm La Liga. Haideți să vedem, ok, suntem bine, ok. Hai să vedem, 4 nu, 3 Barcelona, 2 Real Madrid, reușim să câștigăm. Băi, reușim să câștigăm, cred că am în 6 sau 7 trofee. Bine, mă, la un punct diferență reușim să câștigăm, bine, mă, bine. Hai să vedem la Copa de Spana, dacă reușim, reușim și aici. Hai să vedem la Super Cup, nu, cred că am participat. Oh, aparent în Europa League am participat. Am ieșit pe locul 1,
în grupă, apoi în runda 6 am scos-o pe Feyenoord, iar în quarterfinals ne-a scos Juventus. Două trofee în acest sezon destul de bine, însă nu cum așteptam eu. Trecem la sezonul al 10-lea, însă înainte să facem chestia asta, ok, wow! Ce se întâmplă aici? Și fundașul și portorul au fost faultați? Sunt accidentați? Păi da, Musi totuși a ajuns la 93 overall. Hai să vedem Musi ce a reușit să facă. Și 21 de goluri. Ah, dar parcă nu sare de gap-ul ăsta. Cea bun sezonul său a fost de 22 de goluri. Însă cred că acest sezon este mai bun pentru că avem mai multe contribuții. În 54 de meciuri am avut 34 de contribuții. Destul de ok, destul de bine. 13 asisturi cu 21 de goluri. Însă speram la mai mult. E bine, am intrat în noul sezon, însă echipa arată destul de nașpa. Ce se întâmplă cu echipa asta? Nu pot să înțeleg. N-avem bancă. Fundașul ăsta încă este faultat, n-avem right back, wow, ok, problematic greu de tot. Nici mergi la cash, este destul de greu la Atletico Madrid, însă poate ne jucăm. Ok, Musi data asta are 93 overall, haideți să vedem ce îi vom pune. Da, clar, inverted winger, mamă, 88 shooting, asta zic mă, de la 81 la 88 e ceva. Vor să adesor acolo pe inverted winger și acum o să-i dăm până la final de sezon și să vedem ce reușește în ultimul sezon, sezonul numărul 10, să facă echipa noastră. Oh, de fapt, cred că m-am încurcat. Ăsta e sezonul cu numărul 9? Ok, ăsta ar trebui să fie sezonul cu numărul 9. Wait, da, cred că ăsta e sezonul cu numărul 9. Ok, m-am încurcat. Cred că m-am încurcat. O să oricum o să văd edit. Dar probabil ăsta e sezonul cu numărul 9, așa că oricum după asta să mai simulăm cu unul. Doar așa de fan. Însă, da, cred că am greșit cam sezoanele. Însă voi știți exact ce sezon e. E bine, echipa asta arată foarte, foarte ciudat. Însă Musi la 95 overall. Wow, 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 wow. Musi la 95 overall. Efectiv are șanse la balonul de aur. Însă unde este strikerul nostru? Nu, n-avem striker. Wow. Haideți să vedem dacă totuși am reușit. Suntem, ok, suntem în 10, în top 10, suntem top 6, top 5, Sevilla, Barcelona și acum este momentul. Real Sociedad, suntem pe 1, bine mă, avem 10 sau 9 trofee, ceea ce nu, cu 86 de puncte am reușit să câștigăm liga, foarte mare diferență. Asta e Copa de Spania, ok, reușim și Supercupa Spaniei cu 3-1 versus cei de la Real Madrid, bine mă, acum avem 11 trofee. Pa de Spana, nu reușim însă pierdem în finală, wow, Sevilla ne bate. Haideți să vedem în Champions League, câștigăm aici grupa fără nicio problemă, round of 16, se pare că batem Frankfurt-ul și în quarterfinals ce facem? Pierdem contra Milan, ok, foarte, foarte nașpa. E bine, sunt foarte curios ce a făcut Musi, pentru că dacă a plecat striker-ul înseamnă că nu avea ce să livreze goluri decât Musi, așa că sunt foarte curios. Totuși 95 overall e ceva. Hai să vedem. Și 28 de goluri și 11 asisturi. Bine mă, Musi, bravo. 28 și 11 asisturi. Ăsta e pe departe cea bun sezon al nostru. Reușim o performanță care n-am reușit până acum. 28 de goluri este sună mare. Clar n-avea cine altceva să înscrie goluri, însă nu știu unde s-a dus striker-ul nostru. Nici mai țin minte cine era. E bine, pentru ultimul sezon o să-l transferăm dacă reușește să fie transferat Musi, dar na, o să încercăm. Bine, cum am zis, o să-l pui pe Musi pe lista de transferare, să vedem dacă îl va cumpăra cineva. Hai să vedem cât costă. Costă 256 de milioane de euro, cel mai scump român. Prima ofertă de la City pentru Musi. Ok, foarte interesant. Zola plus Zola. Ok, da, o să acceptăm clar acest transfer la City. Mamă, abia aștept. Haide, o acceptăm. Clar și aici trebuie să negociem cu acești jucători. E bine, și se pare că Musi se duce la City pentru 279 de milioane plus un jucător. Dar clar este, best possible deal, 464 de milioane. Wow, 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 câți bani, frate. Ajungem într-un final la City. Haideți să vedem și la City ce reușim să facem cu Musi. E bine, echipa lui City arată foarte, foarte, foarte bine. Avem Haaland de 94, Foden de 90, Petri de 95. Ah, pe fundaj prea să cine știe ce. Însă cred că putem să lucrăm cu ea. Băiți, vedeți ce văd și eu? What? What? Avea 95! Bă, deci mă jur, am citit genul deschis, dar mă jur că nu i-am schimbat overall-ul. What? What? Voi vedeți ce stasuri are? What? Deci nu i-am schimbat nimic. Deci nu i-am adăugat nimic și are 99 overall? Ok, asta e un bug. Asta e un bug foarte mare. Nici nu știu să aduc înapoi la overall-ul lui sau să-l las așa. Mamă, dai ultimul sezon. L-aș lăsa așa, băieți. Dar credeți-vă că nu am făcut nimic, n-am schimbat deloc. Ce mai pot să mai fac la omul ăsta? Bă, n-are tot un 99, dacă vedeți, are ball control, are fix la ce a lucrat, aproape. Finishing, attack position, long post, n-are la tot. Short pass, are la care l-am lucrat, n-are la... Bă, frate, dar what? Cum? La 99? Ce bug? Ok, să-l păstrăm așa, presupun.
ultimul sezon. Oricum, deci, haideți să vedem ce va reuși Musi să facă Musi de 99. E bine, dacă aveam un obiectiv cu 99, l-am fi îndeplinit, dar asta este. E bine, haideți să ne uităm la echipă și se pare că Haaland nu e aici. Wow, 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 wow. Ce se întâmplă? Unde a plecat Haaland? Ne-a părăsit Haaland în timpul ultimul sezon. Haideți să vedem unde s-a dus totuși. Ok, Haaland s-a dus la Newcastle. What? Ce caută la Newcastle? Ok, foarte, foarte ciudat. Dar nu e problemă, pentru că presupun că eu am făcut destul de multă treabă acolo. Hai să vedem totuși ce saturi am avut înainte să ne uităm la ce trofee am câștigat, în caz că am câștigat. Și se pare că avem 35 de goluri. Bine, mă, 35 de goluri cu 14 asisturi. Bine, mă, pe departe. Ultimul sezon, dar și cel mai bun sezon al nostru. În total avem 49 de contribuții în 63 de meciuri. Foarte, foarte bine a jucat Musi. A cărat, efectiv a cărat City-ul. Hai să vedem totuși ce am făcut în Premier League. Eu sper că l-am câștigat, haideți să vedem. Ok, suntem în top 10, în top 5. Nu, suntem în top 3, dar suntem pe al treilea loc. Și Arsenal este pe locul 1, cu mare diferență de puncte. Da, wow, ok, nu câștigăm Premier League. Hai să vedem totuși Emirates Cup. Și Emirates Cup-ul câștigăm cu 3-2 versus Norwich. Hai să vedem Carabao Cup. Carabao Cup-ul câștigăm Carabao Cup cu 2-1 versus Manchester United. Bine, bă, bine, două trofee. Super Cup-ul. Ok, n-am jucat Super Cup-ul. Hai să vedem și UEFA Champions League. Pe locul 2 în grupă, destul de nașpa. Hai să vedem runda 16-a. Ok, se pare că am bătut pe cei de la Napoli cu 4-3. Bine, sunt la limită. În quarter finals, i-am bătut pe cei de la Manchester United cu 3-1. Am trecut și peste ei. În semifinale, am bătut pe Bayern cu 3-2 și în finală reușim să câștigăm, mă. Bine, mă. Băi, deci în ultimul sezon s-au luat toate. Musi a jucat bine. Am câștigat Champions League-ul. Am câștigat și cea mai multe trofee. E bine, eu zic că a fost o simulare destul de interesantă. Puțin jucat la final pentru că a trebuit să ne schimbăm acolo echipa. Musi crescând la 99 overall. Foarte ciudat a fost asta, dar pe bune că n-am schimbat nimic la overall. Însă a fost destul de interesant să vedem cum a crescut Musi. Sunt sigur că obiectivele nu mai avem să mai discutăm, pentru că asisturile nu cred că le-a făcut, sau cred că a fost pe aproape, pentru că nu le-am pe aici salvate, dar o să văd la edit oricum. Golurile, nici pe departe, cred că dacă am făcut 150 de goluri e bine. Trofeele, avem undeva la 15 trofee, ceva de genul. Iar balonul de aur, nu mai zic, eu ziceam să luăm 3, dar aparent niciunul. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați sub butonul să scriem cât mai multe like-uri. În caz că mai vreți că simulări de genul, simulări cu echipă sau cu jucător, v-aș ruga frumos să scrieți în comentarii, pentru că o să facem cu siguranță. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Andrei Albad, vă obat, pa, pa!